O femeie imobilizată la pat, care locuia într-un cămin de nefamiliști din Hunedoara, a murit după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Un tânăr de 16 ani, ce se afla în aceeași cameră, a suferit arsuri pe brațul stâng și intoxicații cu monoxid de carbon. De asemenea, în această dimineață, la Vulcan, locatarii unui bloc s-au autoevacuat după ce a izbucnit un incendiu la o garsonieră. O femeie și-a pierdut viața după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări într-un bloc de nefamiliști din Hunedoara. Pompierii detașamentului Hunedoara au intervenit pentru localizarea incendiului. Ajunse la locul solicitării, echipajele de intervenție au constatat că incendiul se manifesta la nivelul unei camere în care ardeau mobilierul și materiale textile cu mari degajări de fum. Ca urmare a producerii evenimentului, 6 locatari de la etajele 3 și 4 s-au autoevacuat, un minor în vârstă de 16 ani, prezentând intoxicații cu monoxid de carbon și arsuri pe brațul stâng, a fost preluat de către echipajul SAJ, iar o femeie în vârstă de 42 de ani, care era imobilizată la pat, a fost declarată decedată. În această dimineață, pompierii detașamentului Petroșani au intervenit la un incendiu izbucnit într-o garsonieră situată la etajul 4 al unui bloc din Vulcan. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta generalizat pe întreaga suprafață a garsonierei. Pe fondul producerii evenimentului, locatarii s-au autoevacuat fără a exista persoane care să necesite asistență medicală. Pompierii au lichidat prompt incendiul, iar cauza probabilă de producere a acestuia a fost supra-solicitarea instalației electrice.